Minerii de la Livezeni au fost evacuați miercuri la amiază din subteran. Într-un comunicat de presă, conducerea complexului energetic Valea Jiului spune că evacuarea minerilor a avut loc după ce s-au constatat depășiri ale valorilor concentrațiilor de gaze peste limitele admise. În cursul zilei de astăzi, în subteranul exploatării miniere Livezeni, în jurul orei 13:30, în galeria de cap s-au înregistrat depășiri ale valorilor concentrațiilor de gaze peste limitele admise. De urgență s-a luat decizia evacuării personalului din zona afectată într-o zonă sigură. Personalul prezent la fața locului nu a fost afectat în niciun fel, măsura evacuării fiind luată pentru evitarea oricărui risc. Verificările efectuate de echipele de specialiști au concluzionat că incidentul s-a datorat unei defecțiuni tehnice survenite la pompa de evacuare a apei. De asemenea, specialiștii au decis intervenția cu celeritate a echipelor de salvatori în baza unui permis de salvare aprobat în vederea remedierii defecțiunii și restabilirii aerajului. Apreciem că până mâine, urmare a intervențiilor efectuate și a măsurilor întreprinse, concentrația de gaze va reveni la nivel normal. Menționăm că toate măsurile administrației au vizat protejarea personalului din subteran și că niciun angajat nu a fost și nu este în vreun pericol, informează biroul de presă al Complexului Energetic Hunedoara Valea Jiului pe pagina de Facebook.